Birocrația românească față în față cu contribuabilul. Celebra sintagmă vino mâine este prima formă de a scăpa de un cetățean și de problemele lui, iar cozile din fața instituțiilor își pun cuvântul. Deși Guvernul României a promis digitalizarea serviciilor publice, în practică lucrurile stau exact ca înainte. Oamenii își petrec chiar și zeci de minute la cozile din fața instituțiilor. Despre birocrația din România s-au spus multe și probabil se vor mai spune și pe viitor, întrucât la actualul nivel de mentalitate sunt șanse minime ca aceasta să se atenueze. Se pare inutilă? Hai de capul meu, e! E cea mai mare birocrație din toată lumea asta, de pe tot guguloiul ăsta al pământului. Birocrația la noi nu există niciunde. Rău. Foarte mulți, foarte mulți care suc bani și mănâncă bani degeaba. Mi se pare inutilă? Sigur că da, sigur. Sunt câte 5, 6, 7 într-un birou și nu fac nimic. Ăla rupe o hârtie, ăla o bate, bagă colo, iasă la că așa. Nu știu nici ei ce fac. Nu știu unul de altul. Și mănâncă niște bani aiurea, prea mulți, foarte mulți. Foarte mulți ar trebui reduși la maxim, ăsta e adevărul. Birocrația românească se poate defini ca un mecanism greoi, leneș, cu multe verigi inutile, pus în slujba contribuabilului pentru rezolvarea problemelor acestuia. Birocrația din România lasă de dorit. Se pare inutilă? Da. Guvernanții de acum sunt la pământ. Pe de altă parte, birocrația limitează inițiative, evaluarea imediată a rezultatelor, rezolvarea promptă a problemelor, ceea ce face să crească ineficiența și disfuncționalitățile, iar cetățeanul să fie prima victimă. Ca totdeauna. Birocrație multă. Mi se pare inutilă? Da. Da. Nu știu când s-o vă îndrepta vreodată. Considerați că ar trebui redusă, oarecum? O face ăsta, a vorbit de reorganizare, o face din nou, să nu mai fie birocrație mult așa. Acum peste 100 de ani, personalități ilustre ale vieții publice, Ion Luca Caragiale, Constantin Rădulescu Motru, au demascat carențele birocrației românești. Scrierile lor sunt în momentul de față mai actuale ca oricând, evidențiind încă o dată că nu s-a schimbat nimic. Starea actuală confirmă îndoiala că lucrurile se vor îndrepta vreodată.